Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat marți la Parlament că referendumul pentru familia tradițională ar putea avea loc în această toamnă. Eu cred că în prima săptămână a lunii septembrie trebuie să fie votul în Senat pentru declanșarea referendumului pentru modificarea Constituției în sensul dorit de cei 3 milioane de cetățeni. Poate fi organizat la sfârșitul lunii septembrie, poate fi 30 septembrie, ultima duminică din septembrie sau prima duminică din octombrie. Trebuie să avem o discuție și cu guvernul și vom avea în perioada următoare pentru că oricum se va organiza referendumul. Deci trebuie să prindă la rectificarea bugetară banii pentru a putea organiza referendumul, a declarat Liviu Dragnea. Noua formă a articolului din Constituție spune că familia este căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, față de actuala formă care statuează că familia se realizează prin căsătoria liber consimțită între soți.